Biserica Ortodoxă l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Proroc Daniel, care este și ocrotitorul spiritual al Patriarhului României. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod. De asemenea, a fost oficiat un tedeum care cunoștința adusă lui Dumnezeu pentru ocrotirea și ajutorul dăruite Patriarhului Daniel în slujirea Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român. Astăzi, în ziua de pomenire a Sfântului Proroc Daniel, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod. După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat slujba de tedeum. La finalul slujbei, ierarhul i-a adresat întâi stătătorului bisericii noastre un cuvânt de felicitare, în care a subliniat că Preafericitul Părinte Daniel este un patriarh puternic în vremuri dificile. În viața și activitatea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel sunt prezente virtuțile prorocului Daniel. Proroc puternic în vremuri grele. Preafericirea sa este patriarh puternic pentru vremuri dificile. Și n-am fi sincer dacă n-am recunoaște că vremurile pe care le trăim sunt dificile. Sunt dificile nu numai când ne referim la situația economică, ci și când ne referim la viața spirituală. În atmosfera de secularizare sunt tot mai dese atitudinile potrivnice bisericii. Ori, capul bisericii noastre este Preafericirea sa. Și la vârf, în ultima instanță, se simt cel mai tare toate răutățile, în zbuciumul vremurilor. Atitudinea Preafericirii sale ne este de mare folos. Fie că a fost vorba de apărarea orei de religie în școli, sau de legea cultelor, sau de recuperarea proprietăților bisericești, de salarizarea clerului, de militarea pentru familia tradițională. Vocea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost și este una puternică. Preafericirea sa ne arată și calea de ieșire din criza spirituală profundă în care se află civilizația contemporană, apropierea de Dumnezeu. Situația în care a ajuns lumea, îl citesc pe Preafericitul, e din cauza crizei spirituale profunde a civilizației contemporane, mai ales europene și nord-americane, în care descreștinarea și secularizarea devin o notă dominantă a vieții umane individuale și sociale. În alt preasfinția sa, a mai afirmat că Părintele Patriarh este un mare teolog și un bun gospodar al bisericii. Preafericitul s-a făcut auzit și în sinodul mare de la Creta și în alte foruri și organisme bisericești internaționale și naționale. Iar un fapt mai rar întâlnit e acela că marele teolog este dublat și de un bun gospodar al bisericii. E greu de făcut o retrospectivă a titoriilor realizate, dar una dintre ele îi înveșnicește numele Catedrala Mântuirii Neamului. Această titorie pentru veșnicie, cum îi place Preafericirii sale să o numească, am avut bucuria de a o vedea târnosită în anul jubiliar 2018. Cu toată deschiderea sa înspre lume, patriarhul nostru rămâne înrădăcinat în tradiția înaintașilor săi. Crede și mărturisește așa cum au crezut și au mărturisit moșii și strămoșii noștri. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulțumit cu acest prilej tuturor celor prezenți, ierarhi, cler, credincioși, autorități locale și centrale, atât pentru faptul că au participat la slujbă, cât și pentru sprijinul acordat în lucrările bisericii de-a lungul timpului. Părintele Patriarh a afirmat că în biserică toate lucrările bune se fac împreună în comuniune. Mulțumim pentru aprecierile pe care ni le-ați adresat, unele sigur, așa cum se obișnuiește folosind metafore, amplificate. Pentru că noi ne gândim mai mult la ceea ce lipsește
în lucrarea noastră decât la ceea ce s-a făcut deja. Dar, desigur, uneori aprecierile laudative trebuie înțelese mai mult ca o încurajare decât ca o confirmare a realității. Și, desigur, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru chemarea la slujire, pentru ajutorul oferit și mulțumim Sfinților care ne ocrotesc. Fiecare slujitor al Bisericii, ierarh, preot, diacon, are nevoie de ajutorul Sfinților pentru că slujește cele sfinte. Suntem în același timp cu toții conștienți că în biserică toate lucrările bune se fac împreună. Împreună cu clerul, împreună cu credincioșii, cu autoritățile de stat care ne ajută, cu oamenii harnici și darnici și, desigur, împreună cu toate instituțiile care au fiecare rolul lor specific. Deci astăzi Patriarhia Română are o mulțime de eparhii în țară și în străinătate, în jurul granițelor țării și în diaspora română și în același timp are o mulțime de instituții de învățământ, culturale, educaționale și foarte multe social-filantropice. Pentru ca Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos să fie tradusă în fapte. Trăim o vreme în care limbajul s-a degradat oarecum, cuvântul și-a pierdut din forța sa spirituală dacă nu este însoțit de fapte vizibile, concrete. La final, înalt preasfințitul părinte Andrei i-a oferit preafericitului părinte patriarh Daniel din partea Sfântului Sinod o icoană cu Mântuitorul Hristos și un buchet de flori din partea slujitorilor și credincioșilor de la Catedrala Patriarhală.